care ne cam împiedică să traducem ceea ce vedem în spațiu, în trei dimensiuni, într-un singur, în două dimensiuni. Și atunci, reprezentările care se fac în geometria în spațiu, îi încurcă teribil de tot pe copii. Cum adică nu mai e desenată perpendiculară perpendiculară? Cum adică paralel, se păstrează în desen doar paralelismul și unghiul, dar nu toate unghiurile. Și atunci mulți abandonează. Zice, domnule, eu nu înțeleg ce spune domn profesor, de obicei profesor de matematică, nu înțeleg ce spune, pentru că, uite, eu am desenul acrilic și nu e nimic adevărat din ce m-a pus să desenez. Acum, psihologii spun că e o mare legătură între vârful degetelor și creierul uman. Nu știu dacă știți, chiar ieri am fost la o altă conferință unde un profesor universitar era după un atac cerebral și i se recomandase de către doctori ca să recupereze cât mai repede câteva exerciții privind vârfurile degetelor. Cine a avut copii, poate chiar i-a învățat pe copii cum să folosească vârfurile degetelor în